Spunem bun venit, Daniela Ghiorfi, în emisiunea Escu TV, difuzată în Montreal, dar văzută de toți românii din Canada. Este o onoare pentru mine, pentru că în Montreal eu am avut un spectacol acum ceva timp și am fost primită extraordinar de bine. Și în afara faptului că pe noi două ne leagă o prietenie de mulți ani, pot prin intermediul tău să mă vad, poate pentru cei care nu mă cunosc, să mă asculte pentru prima dată, dacă nu pentru cei care mă cunosc din România și care îmi știu cariera, să mai vadă și sau să asculte de la mine ceea ce fac sau ceea ce vorbim noi așa ca fetele. Și îți mulțumesc mult că te-ai gândit la mine. Eu îți mulțumesc. Cum poți să spui că nu te știm? Toată lumea te știe. După o carieră de 30 de ani, ai fost comparată deseori cu Madonna. Ai stilul tău original. Întotdeauna ai încercat să schimbi, să inovezi, avantgardist, da? Ai avut flair, ai schimbat imagine, stil muzical, te-ai dus acolo, te-ai dus acolo, chiar dacă ai stârnit controverse. Și numai tu și mama ta știți cât de greu a fost. Și atâtea acum împlinită, strălucitoare, cu o familie frumoasă, cu George și Maria. Abia aștept să aud noutățile, să le arătăm românilor ce ar putea să asculte, ce ar putea să vadă când vii tu aici. Păi, așa cum ai spus, pentru că noi oarecum am pornit amândouă, cam în același timp, așa, tu făcând pe partea asta de ziaristică și televiziune, eu în showbiz pe partea artistică. Într-adevăr, mi-au plăcut și îmi plac și acum. Îmi place să încerc, îmi place să mă reinventez, îmi place ceea ce fac și dacă, indiferent ce meserie ai avea, când îți place ceea ce faci și o faci așa cu pasiune, e imposibil să nu-ți iasă cât de greu ar fi, pentru că îți închipui, așa cum ai spus, de multe ori mi-a fost și mi-este foarte greu, de multe ori lucrurile nu sunt așa foarte clare și nu știi cam ce ai mai putea să mai faci sau cum să mai faci, dar îți reușesc până la urmă dacă îți dorești acest lucru. Și pentru că am o carieră de ani de zile, trebuie să mulțumesc în primul rând, în afară de mamei mele și lui Dumnezeu, dacă vreți, până la urmă, că mi-a dat un har pe care când eram mică nu, poate nu-l conștientizam sau chiar la începutul carierei, dacă mai ții minte, că am avut multe, multe probleme. Am ajuns, am o carieră de 30 de ani și lucrul ăsta este foarte important pentru mine, pentru că nu uit de unde am pornit. Nu uit cine am fost, nu uit cine sunt și sunt foarte bine ancorată cu picioarele pe pământ. Aș putea zice că viața ta este de roman sau de film, Daniela. Deci mă gândesc bine, poate într-un viitor oarecare o să colaborăm și în domeniul ăsta. Și știu cât ți-a fost de greu și mai ales știu ce om deosebit ești. Deci părinții au grijă de copii. E o chestie generală, bine, cu excepții și așa. Dar copiii nu au întotdeauna grijă de părinți. În fine, nu intru în discuția asta. Tu ești un fenomen, aș putea spune, și nu vreau să ne întristăm și așa. Sunt convinsă că mama ta se uită la tine și e bucuroasă. E bucuroasă de Maria, e bucuroasă de viața ta împlinită cu George și de faptul că toate eforturile voastre ne-au fost în zadar. Da? Ești un artist respectat, cum ziceam, ți-ai găsit drumul tău original. Ca să nu ne întristăm, Mamaia 91. Îți aduce aminte cum ai făcut rost de ținută? Că dacă tot vorbim de stiluri vestimentare... Da. Îți dai seama. Păi eu când ți-am spus că nu uit exact de unde am plecat și că sunt foarte conștientă de tot ceea ce sunt în ziua de astăzi și ce am și poate și lipsurile mele, ținuta din 91 mi-a fost asigurată de Cătălin Botezatu, care el se ocupa de toate ținutele, nu numai mea, îți dai seama. Deci el... ca să spun așa, îmbrăcat, era responsabil cu ținuta celor de la interpretare, deci gen cei care erau noi în muzică și bineînțeles că aveau el artiștii sau artistele pe care le îmbrăca, asta era altceva, dar ne-a dat și nouă câteva haine și știu că mi-a dat și mie un corset și un pantalon scurt, nu mai țin minte, adică țin minte cu ce am fost îmbrăcată, dar spun așa ca idee și îți dai seama că eram foarte emoționată că, bine, o rochiță aveam, dar nu ce îmi dădea, deci nu așa cum mi-a dat Cătălin Botezatu. El poate a uitat, dar eu n-am uitat lucrul ăsta. Dar cu siguranță că dacă vorbesc cu el, o să-și aduc aminte. Da, Da. El se ocupa de hainele noastre.
Așa ești tu. Nu uiți niciodată când cineva ți-a făcut un bine și tu faci atât de mult bine. Sunt convinsă că nu uiți nici pe Mirabela. Acel moment când ea ți-a pus, a rupt toată povestea cu pilele. Scuză-mă că amintesc momentele astea, dar mi se par atât de frumoase și îți fac parte din trecutul tău. Da, deci am avut noroc, dacă pot să spun așa, că eu neavând nicio pilă, niciun nimic, mă rog, s-au încurcat ițele pe acolo prin juriu și a fost Mirabela, tipa care este și acum și pentru mine este un exemplu și de artist și de femeie, de om, este un om deosebit Mirabela, în care n-a acceptat bani, n-a acceptat mici, se făceau mici aranjamente și n-a acceptat și așa am putut să iau premiu. Dacă nu era Mirabela, eu nu cred că puteam să iau premiu, pentru că erau toate cumpărate, date și asta era situația. Da, și așa a început, cam așa a început urcușul așa tău. Așa a început cariera mea, da, așa a început cu acel premiu 2 de la Mamaia, cu o melodie compusă de Adrian Enescu, una de Ionel Tudor. Și apropo de oamenii care au fost alături de mine și tu știi cu televiziunea română câte probleme am avut, vreau să spun că ieri am fost la lansare, Marina Almășan a lansat o carte, Viața ei, cu Victor Socaciu, ieri sau alaltă. Nu mai țin minte, cum că eu am multe, scuzați-mă, dar am în fiecare zi aproape evenimente, ori la televizor, ori, mă rog, sunt chemată așa. Și atunci, știi că mă întrebau, dar de ce ai venit tu la Marina Almășan? Pentru că, mă rog, n-au fost colegii lui domnului Socaciu. Și eu am spus, eu am venit pentru Marina, nu că nu l-aș respecta sau nu l-am respectat pe domnul Socaciu, dar pe Marina Almășan o respect din tot sufletul și i-am mulțumit tot timpul, pentru că tu știi că 93-94 am fost interzisă în televiziunea română. Noi eram prietene și știi, așa, și ea făcea cel de la ora 5 și m-a chemat, mi-a făcut emisiune și tot timpul a fost alături de mine. Adică m-a chemat de câte ori a putut. Eram prezentă la cel de la ora 5 și televiziunea română pe atunci era foarte importantă. Adică așa m-am făcut cunoscută, că eu m-am lansat foarte repede. Adică am avut o ascensiune așa fulminantă. Și datorită faptului că 2-3 oameni m-au ajutat sau au crezut în mine sau poate și pentru ei eram ceva mai, eu știu, mai de neînțeles, dar m-au ajutat. Și atunci, normal că nu uit oamenii care m-au ajutat și care mi-au fost prieteni alături. Noi am pornit după Revoluție cu radiouri private, cu televiziuni private. Și îți dai seama că oamenii, deci eu cunoscând toate de la început, ei încearcă mie să îmi spună că eu nu pot intra pe radio pentru că ori am imaginea nu știu cum, ori că eu când manele, adică îți dai seama un fel de păcăleală dintre astea pe care eu stau și râd și zâmbesc, dar pe mine mă motivează toate lucrurile astea pentru că orice șut în fund este un pas înainte. Și e loc sub soare pentru toată lumea, Daniela. Fiecare are drumul lui și fiecare își poate croi. Tu ești demonstrația vie a acestui fapt. Vreau să tot vorbim de trecut și pe ajungem la prezent. Ai avut o profesoară de dans, oricum tu ai fost întotdeauna preocupată, azi e o întreagă în manie, modă și așa, dar tu ai fost tot așa printre primele. Erai la... Păi mai țin minte când făceam aerobic, când râdea toată lumea de mine, inclusiv cele care acum sunt dive și fac yoga, fac ce fac și arată bine. Deci, nu că am fost un promotor, da? Sportul fizic contează foarte mult. Ceea ce fac ele acum, eu am făcut acum 30 de ani. Deci, eu știu foarte clar lucrul ăsta și, în general, imaginea contează. Eu știu că multă lume spune nu contează, ba contează foarte mult imaginea, contează foarte mult încrederea în tine, chiar dacă ești persoană publică sau nu, că despre, până la urmă despre asta este vorba și mă bucur foarte mult că am ajuns în niște timpuri în care oamenii își dau seama, și femeile și bărbații, că făcând sport, având grijă de ei, nu este nimic rău, retușind anumite lucruri
ceea ce fiecare putem avea de la dantură la orice altceva, mai mic sau mai mult, în fiecare cum vrea să privească acest lucru, începând de la micile intervenții până la botoxuri, la ceva așa non-invaziv, a înțeles că nu mai este nimic wow și deosebit. Wow și deosebit este atunci când arăți ok, când ești mulțumit cu tine, când faci niște lucruri care îți fac plăcere, când ai adică spui, domne, sunt cu tare și faci ceva pentru tine și ai făcut ceva, adică contează foarte mult lucrul ăsta. Iar tu știi că, scuză-mă acum ca să le spun celor care se uită la noi, și să dau din casă, poate o să te super, poate nu. Deci eu aveam multe spectacole, ca și acum, pe litoral. Și dacă mai ții tu minte bine, sigur că da. Nord, da. În Eforie Nord, eu, mă rog, aveam multe spectacole și aveam camera mea la hotel. Și atunci, cred că eram căsătorită cu Geru, dacă nu mă înșel. Sau nu mai ții minte cum era treaba, da, în sfârșit. Da, știu ce să știe toată lumea, eu am venit de la spectacol seara și n-am mai putut intra în cameră cu cheia. Zic, și Doamne, iartă m-am făcut, că zic, doar n-am greșit camera. Și bate la ușă și tu m-ai întrebat pe mine, dar cine? Asta e în camera mea, cum cine? Dar cine ești tu? Păi sunt Amorena. Și după aceea am intrat în cameră, că tot se vorbea toate lucrurile, știi tu, aveam așa o imagine foarte deosebită, i-am zis, băi, Amorena, dar dacă eram cu cineva? Și se uite Amorena la mine, nu faci tu de asta, Daniela, te cunosc eu pe tine. Deci, ca să înțelegeți, Amorena și-a luat câteva zile, ea nu m-a întrebat pe mine, bă, pot să vină? Deci ea a venit ca prietenă bună ce fie, ca o soră, eram ca două surori, ea a venit și a stat la mine, asta cu mine în cameră, în camera de hotel. Și chestia asta, știi, m-a amuzat și tot timpul râdeam cu mama că zic, bă, dar îți dai seama cum a venit Amorena, mă, dacă mă găsea cu cineva sau dacă era cineva sau, deci îți dai seama ce sigură erai tu pe mine. Tu ai plecat în Canada, eu mă bucur foarte mult pentru tine și pentru cei care fac acest pas și reușesc, pentru că sunt convinsă că este greu pentru toți românii, oriunde s-ar afla. Să știți că am să divulg așa, am fost și în America de vreo două ori, am fost și în Canada de două ori. Câteodată regret, știi că eu am fost căsătorită cu Gelu și îmi spunea să plecăm în America și eu aveam cariera mea, o aveam pe mama și niciodată nu m-am gândit și să știți că de multe ori mă gândesc la lucrul ăsta că poate datorită, mă rog, erau clar mult mai multe oportunități pentru și chiar și pentru mama mea, nu neapărat eu în muzică, era clar că nu mai făceam muzică, dar pentru mama mea cu sănătatea cred că era mult mai bine în America sau în altă țară decât în România, că știi și tu lucrul ăsta, știi cât m-am chinuit cu ea. Știu, da, și ziceam că viața ta este realmente viață de roman și toată admirația pentru tine, Daniela. Cum ai știut să ții, că nu știa multă lume cum era de fapt viața ta și puterea mamei tale, că de fapt v-ați ajutat amândouă, știi, cumva tu ajutai pe dânsa. Mama mea a fost un geniu imobiliar, un geniu, nu știu, serios, o minte strălucitoare. Acolo, de acolo, imobilizată, practic se aranja și te ajuta în toate cele și tu pe dânsa. Da. Da, a fost, deci dacă pot să spun așa românește și în termenii noștri, forța mea, puterea mea și dintotdeauna spuneam jumătatea mea, asta a fost mama pentru mine. Și e foarte greu atunci când îți pierzi în general părinții, pentru că nu știu cum o fi la alții, dar în momentul când nu mai ai părinți, parcă ți se taie, adică parcă nu mai ai o continuitate, nu știu cum, poți să ai copii, poți să ai familie, viața oricum merge înainte, lucrurile oricum, astea sunt firești, ca părinții să plece înaintea copiilor. Numai că cred că este oarecum nedrept că în unele cazuri în care ai părinți sau ai copii sau ai frați sau ai prieteni care îți sunt atât de devotați și adică ai o legătură atât de strânsă și când pleacă niciodată nu vei mai fi la fel.
Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace. Sunt convinsă că e de acolo te vede bine și este liniștită. Și vede că ai concerte în străinătate, o grămadă, românii. Noi te înțelegem cel mai bine, eu cel puțin, și sunt convinsă că am stat de vorbă cu părinții, sunt departe, cât departe de tot sau departe în țară, te înțelegem cel mai bine. Și de-aia fac referire la concertele tale din afară, pentru că tu te întâlnești cu foarte mulți români plecați prin Europa și sper să te reîntâlnești cu cei plecați în America, fie Canada, fie Statele Unite, fie amândouă. Și unde cânti, ai acum piese noi, vreau să vorbim despre ele, vreau să vorbim de activitățile tale și despre Maria. Și George, bineînțeles. Păi, în primul rând, ca toată lumea după pandemia aceasta, în care 2 ani de zile, credem că, apropo de ce poți să pățești și ce, adică spui că, domnule, ce mai putea păți? Uite că toată planeta a pățit un lucru la care nu se aștepta nimeni. Acum, de la voi se vede altfel, dar de la noi acest război, clar că a trecut pandemia și acum avem războiul care, clar că nu ne afectează pe toți, dar... Prea aproape. Aproape lângă noi, adică nu este ceva comod, este o chestie la care eu, la maturitate, mă gândesc altfel decât un copil de 18 ani, care probabil că poate nu e atât de conștient. Așa. Și 2 ani de zile a fost destul de greu, pentru că am cântat numai vara, pe litoral, cu spectacole, niște condiții groaznice, dar asta este. Și acum de acest an, ușor s-au reluat toate spectacolele, toate evenimentele, în care oamenii clar că s-au schimbat, adică cât ar zice că nu s-au schimbat, pentru că asta este, te gândești altfel, poate, multă lume spune, domnule, acum clar cu pandemia nu mai este, dar ca acest război care stă în coastă, nu știu, e ceva într-un fel anume. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu de câteva luni de zile, de jumătate de an aproape, colaborez cu Bobby, este un băiat extrem de talentat, face și melodii și am făcut multe clipuri, câteva clipuri cu el împreună, deci eu vorbesc încoace. Recent. De zile, da, recent. Am fost la Florin Voz, la Reghin, pentru că știi că suntem prieteni de 15 ani și am reluat, ca să spun așa, prietenia cu el, pentru că drumurile ni s-au, la un moment dat, au fost așa oarecum paralele, acum ni s-au intersectat și mi-a compus și el și mulțumesc foarte meu. Mult. Da, verișorul tău. Și uite, o să mai plec cam într-o săptămână tot așa la el, pentru că mai am câteva melodii să fac, vreau să fac și câteva clipuri cu el apropo de colaborări. Și am început ușor spectacolele, evenimentele, uite, mâine mă duc cu Bobby, am un botez la Brașov. Ușor, ușor se reia activitatea. Soarele meu, de ce mă minți? Dalai Lama, Noapte de vis, care ți-e cea mai apropiată piesă de suflet? Sau din 3? Nu, mi-este foarte greu să spun 3. Pentru că mi-este greu, ci nu te mint. Este clar că De ce mă minți este legat de, în primul rând, de schimbarea stilului muzical, dacă vrei. Adică melodia asta este cea mai cunoscută, dar am melodii foarte frumoase, de exemplu Baby sau de acolo de la Corazon. Am multe melodii și asta Soarele meu, care tot primesc un feedback foarte bun. Am și astea cu Bobby, care sunt foarte frumoase. Adică am melodii, nu pot să fac un top 3 acum, că trebuie să stau să mă gândesc. Și fiind blondă, până mă gândesc trece interviu. Atunci să vorbim de soarele tău, de Maria. E super talentată. Cum ai descoperit talentul ei? A ajuns și la televizor, prezentatoare. Bravo vouă, în primul rând, bravo ei. Și ce o vezi? Cum o vezi?
Tu o ții cu școala și e foarte bine. În primul rând, cu școala, eu sunt comunistă, ca să fie toată lumea, dacă cei tineri nu știu ce înseamnă comunist, luați dicționarul, vă spun eu. Nu e vorba de comunist, tu ești ca o... Da, am vrut eu și George să fie educată, deci să fie educată, pentru că noi tot am văzut în dreapta, în stânga și eu știu de la mine, educația mea cu mama, cum să-ți explic, o educație foarte sănătoasă, cu mulțumesc, cu te rog iartă-mă, cu săruna pentru masă, adică așa cum ar trebui copii educați, nu pro, adică nu, cum să-ți explic, am mai auzit lucrul ăsta, că domnule, copilul meu nu trebuie să fie bun, că ce e prost, nu, trebuie să fie cu o educație bună.